să fie invitata noastră la proiectul nostru Imagine Beekeeping. Suntem aici la Blaj, în inima târgului, sărbătoarea mierii. Și am zis să străpim așa câteva minuțele de timpul tău super ocupat să discutăm puțin. Cu drag, cu drag și îmi pare bine că ați venit până aici. Bine te-am găsit, Alina. Cum a spus colega mea, Cristina, bine ne-ai găsit la tine acasă sau ceva de genul, tu știi? Da, acum voi ați fost deja de multe ori, echipa voastră a fost la noi de multe ori și cred că o să vă simțiți ca și acasă la noi. Nu avem niciun dubiu pe treaba asta. Cu siguranță. Dacă tot am început să vorbim puțin de târg, sunt foarte curioasă. Cum e să organizezi cea mai mare târg, cea mai mare sărbătoare a mierii din România? După pauză de 3 ani, un pic lucrurile au mers relativ mai ușor, pentru că știam ce aveam de făcut și lumea aștepta evenimentul, dar nu este ușor să reușești să-i convingi pe oameni să se implice, cei care ne ajută în organizare, pe sponsor, să-ți fie alături an de an, așa cum este și echipa voastră. În fiecare an au fost sponsori ale evenimentului și le mulțumim pe această cale. Din păcate avem cam cu 20% mai puțin expozanți, cel puțin pe partea de utilaje apicole, pentru că foarte multe firme s-au reprofilat, vând numai pe online, nu mai participă la târguri sau chiar au închis. Nu și pe partea de produse tradiționale, acolo putem spune că suntem cu același număr de expozanți, ceea ce ne bucură, mai ales cei din zona noastră. Dar apicultorii vor avea de suferit și acum și la târgurile următoare, pentru că mulți participanți din afară nu mai vin. Deci toți expozanții din Ungaria nu mai sunt prezenți, din Serbia nu prea mai sunt prezenți, unul singur. Doar expozantul principal din Polonia, firma Lison, care vine în fiecare an cu tot ce înseamnă utilaje și noutăți și ceea ce aveau deja pe piață în România, va fi prezentă ca de obicei cu standuri numeroase și cu multe produse. Dar, în principiu, este un număr mai scăzut de expozanți și ne așteptăm și la un număr mai redus de vizitatori. Asta e realitatea. O să scade cantitatea, sper să crească calitatea. Încercăm să privim partea plină a paharului. Da, noi asta am încercat un pic să ne regândim targetul evenimentului, deci nu ne-am mai adresat cu preponderență doar apicultorilor. Am micșorat partea de conferințe, am lăsat-o doar pentru 3 ore și ne-am axat anul acesta pe activitățile cu copiii, pe atelierele în aer liber. I-am implicat în avans pe copiii din Blaj într-un concurs de pictură, de pictat stup și ne-a ieșit o chestie frumoasă. Ideea este că cu siguranță și pe viitor târgurile apicole vor trebui reprofilate, pentru că apicultorii s-au obișnuit să-și comande aproape totul online. Nu mai există același interes nici pentru conferințe, pentru că pot participa la multe online și chiar este mai eficient și din punct de vedere al costurilor, și atunci târgurile apicole vor trebui reprofilate pe a le oferi consumatorilor noutăți și a atrage clientele nouă și a crea o clientelă nouă prin prisma educării copiilor. Da. Până la copiii sunt viitorul. Cu siguranță. Cred că am deschis un topic interesant cu treaba asta. Da, pentru noi care avem copii. Pentru cei care n-au, nu cred că e interesant. Azi ne dăm vorbe despre cum e. Noi în pandemie am muncit. Am muncit și la firmă, am muncit și în familie. Și acum avem doi copii frumoși și au un an jumate, doi băieței, și sperăm să crească sănătoși și să preia pasiunea asta pentru apicultură de la bunicul lor, de la tatăl meu, care încă are 20 de stup și merge la ei tot timpul. Are o căsuță albinelor pe care și-o grijește cu sfințenie și e pasionat în primul rând de partea aceasta de apicultură. Ei este în sânge, chiar dacă nu a făcut niciodată apicultura la scară mare, s-a axat mai mult pe procesarea mierii și pe vânzarea, fiindcă el este un om de afaceri, dar i-a rămas în sânge apicultura. Eu cred că fără pasiune nu prea poți să faci nimic. Și asta cu apicultura, Cristina a fost virusată de curând, dar eu personal îți spun că sunt virusat de mult de mic copil, așa că, uite, s-a îmbinat cumva utilul cu plăcutul și ne câștigăm existența din treburi conexe cu apicultura, dar e super frumos să-ți faci ceea ce îți place. Și asta apropo de domnul Mateș.
Păi, copiii, dacă prea de la domnul Mate și nu, dacă sigur are, au ceva în ADN, da? Treaba e bună, istoria asigurată, adică mai are și de la Florin, mai are și de la tine, n-ai de ce să-ți faci griji. Trebuie să spunem că noi avem în grădină doi stup de acum, în care încă nu am pus albine, ca să-i obișnuim cu ce înseamnă căsuța albinelor. Și atunci ei când iasă în grădină fiecare zi, trec și pe la căsuța albinelor. Deci noi deja, deja am pus sămânța acolo. Păi trebuie. Deci înțeleg că s-a schimbat foarte mult viața profesională de când au curăt copiii. Am avut, am muncit. Am avut o pauză de un an de zile până ne-am reintrat în ritm. Eu acum oricum nu muncesc la program întreg, jumătate din timpul de dinainte, fiindcă copiii încă sunt micuți, dar încetul cu încetul reintrăm normal. Dar zi-mi, ce, cum seamănă micuții cu domnul Mateș? Au preluat așa, din tenacitate. Știu că sunt destul de agitați. Da. Vezi că domnul Mate vorbim la telefon. Da, adică sunt agitați. Nu știu acum dacă neapărat de la domnul Mate. Și nici eu, nici Florin nu am fost niște copii foarte cuminți. Și Florin este cel mai mic dintre frații lui și eu sunt cea mai mică. Și cumva poate am fost și mai răsfățați. Cert e că nu am fost niciunul dintre noi niște copii unde e pus acolo asta și nu așteptam nici copiii mei să fie altfel. Sunt plini de energie, n-aș spune că nu sunt cuminți. Sunt plini de energie, așa cum trebuie să fie. Pasă că ți amintești, o să ți amintești cu drag de perioada asta și din experiență spun unde așa zboară timpul. Cu siguranță, da, deja am sesizat. Deja am sesizat. Și acum am unitatea de măsură, sunt copii când trece timpul, să știi. Adică te iei după haine, te iei după evoluție și foarte drăguță treaba asta. Aha. Cu cea de Florin. Da. Când v-ați cunoscut? Nu știu, am încercat într-o zi să-mi aduc aminte exact data precisă, un pic în ceață, dar secolul, că ne-am căsătorit în 2009 și ne cunoșteam cam de 2 ani înainte. Mulți înainte. Da, mulțumim. Ne-am aflat zodiile. Și vreau să te întreb așa, cum să strângem leu cu balanță? Mie mi se pare că foarte bine, nu știu dacă în general. El este o fire mai calmă, care mă balansează pe mine, care sunt o fire mai agitată, sunt o zodie de foc și reușesc de obicei să-mi aprind flacăra singură și atunci am nevoie tot timpul de cineva care să mă liniștească. Am înțeles. Înseamnă că e perfect match. Da, pentru noi da. Asta cu zodiile e un pic relativ, important e să fiți doi bine și noi ne cunoaștem. La fel, dacă nu așa. Da. Eu sunt pe 3 octombrie, Florin e pe 7. Da. Hai să spunem că e o întâmplare. Probabil să ne înțelegem bine, știi? Da. Alina, te bagi într-un test scurt. Da. Facem un pic mai distractiv. Florin e din Cluj, nu? Da, Cluj. Știa. 100%, da. Ai făcut câteva drumuri Cluj, Blașau, ați făcut, sunt convins. Eu am făcut mai multe, pentru că eu le-am început de când eram studentă, până nu l-am cunoscut pe el. Două întrebări, prima întrebare. Da. Câți kilometri sunt de la Blașau, la Cluj, în centru? 115, știu eu. S-a mai construit autostradă. Fără autostradă, nu punem, că nu era drumul vechi, 115. 115, da, cu margine. Pe autostradă e puțin mai lung, dar e mai scurt, dacă nu prinzi aglomerație, pentru că autostrada te duce cam departe. Noi de obicei coborâm la Turda și revenim pe drumul vechi și atunci ne încadrăm. 115, da. Da, dacă vreți să vă zic un secret, apropo de drumurile Blaj-Cluj, fiind studentă și primind de la sora mea din când în când Dacia ei, pentru că ea deja lucra, o forjam. O forjam și am dat pariu cu un coleg de facultate că eu ajung la Blaj într-o oră și 20 de minute. Drumul în sine era cam de oră 45. Am înțeles. Da, și ca să ajung la Blaj am avut un as în mânecă înaintea lui. El nu știa asta. Eu aveam unele locuri prin care știam că stă sau nu stă poliția, pot sau nu pot și așa mai departe.
Bineînțeles că eu am fentat un pic. Adică eu în două locuri am intrat pe contrasens. Și am ajuns înaintea lui cu 5 minute. Deci oricât o forjat el, care avea un BMW, a fost degeaba. Eu cu Dacia 1300 am ajuns cu 5 minute înaintea lui. Ce faci, prietene? Da. Nu prea să mergem așa. Da. Da. Deci eu oricum drumul știam pe de rost cu ochii închiși și îmi și plăcea. Îmi plăcea să conduc, totdeauna mi-a plăcut. Dar acum nu mai sunt așa curajoasă de când am copii. Sunt corect, 115. Super. Al doilea lucru, noi știi că suntem din Vrancea, nu? Tuturor spună țara vinurilor, nu țara, ținutul vinurilor. Vinurilor. Exact. Și se dau foarte des să degustăm vinurile. Foarte bine. Cum super. Tu știi foarte bine mierea. Așa. Am zis că trebuie să punem la un test, să vrem să degusti două tipuri de miere și să ne spui de care este. Super. Avem premiu. Da, avem și premiu. Jumătate din premiu este deja luat. Nu putem să-l dăm și pentru prima întrebare premiu, că nu știu la a doua dacă câștig. Nu zic să te bagi, că nu știu dacă... Nu știu dacă... Avem niște miere de prin țări, unde mai ne duceam noi la târguri, știi, gen de palmier, de nu știu ce, bine, era un șef de... De cafea, de care n-are nicio legătură. Da. Hai să vedem, că nu sunt eu degustătoarea în firmă, domnul Mateș este, dar vedem. Cu lingurițe, e ok, da, asta e. Încercăm, haide să vedem. Dar este românească? Măcar atâta, să-mi dați un indiciu, dacă este sau nu românească, să știu la ce să mă gândesc. Este românească? Da. Cum ar fi să vin cu miere? Cred că este o miere de mană, dar n-aș ști să spun dacă e anume de brad sau de stejar, dar pare mai mult de brad. Pare mai mult de brad, de conifere. Da, e de mană. E de mană toată ziua. Dar... Și e chiar bună. E chiar bună. O cheamă roa florilor. Super! Super! Da, foarte bună. E super, da. Foarte bună. Foarte bun. Mă bucur că am trecut primul test. Hai să vedem. Deja, nu mai, aici nu mai contează. Era asta, chiar nu mai contează. Așa, e bun. De obicei, normal, trebuie un pahar de apă după. Da. Că mierea te... Mai ia o pauză, o secundă. Da, poți să mai... Pentru că e dificil să-ți dai seama ușor. Spui dacă... Tu consideri că îmi place cel mai frumos oraș din lume, din țară, nu știu. Din lume nu cred. Sunt multe. Dar din țară? Frumos, n-am spuneți frumos. Mie mi-e cel mai drag. Nu știu să spun frumos, e curat. Poate curat. Printre cele mai curate curat, din România. Primar, da. Nouă ni se pare că este frumos pentru că este foarte îngrijit și plin de flori. Și partea de curățenie contează foarte mult, dar nu doar atât. S-au renovat absolut toate străzile și s-au renovat școlile. Acum când am fost cu Florin la școli să împărțim stupii, Florin a zis că unele școli arată la fel de bine ca spitalul, care și spitalul este renovat. Nu, am văzut. Da. Se vede și atunci ți-e drag și te lauzi la oricine, vine străin. Mai sunt orășele, mai ales în zona asta a Transilvaniei, unde poate un pic se trage treaba asta de la faptul că sașii erau foarte curați ei de felul lor. În media și acum, la fel. Miroase? Da, depinde mult și de conducere. Depinde mult de conducere. Unele orașe sunt lăsate ani de zile în paragină și după aceea vine o conducere nouă și o echipă nouă și reușește să facă treaba. Omul simțește. Da, da. Clar. Ca și la miere. Clar. Hai să vedem dacă mai reușim ceva aici. Asta e ceva așa de cancan, ia să vedem. Nu, și fac și eu așa. Cred că mi-au o linguriță. E mai greu. E. De asta. Indiciu? Nu știu, ar putea fi de castan, dar nu sunt sigură. Indiciu. Ar putea fi și de ceva... Cum zice, iarbă neagră? Da. Bravo. Da. Bravo. Pentru că... Ți-am dat ceva din Cluj, de la Neagra. Da, e un gust aparte, dar trebuie să ți-l aduci aminte unde l-ai mai întâlnit. Iarba neagră. Și ce mai am mai gustat deosebit, iară hrișca de la polonez. Iarba neagră, consistența ei este de gel. În momentul în care am băgat a doua oară lingura, nu este cristalizată, este gel. Deci asta nu o să spună niciodată. Da. Super. Ați ales bine.
ați ales bine. Da, da. Dar n-a fost ușor. Păi n-a e. N-a fost ușor, dar la experiența ta... N-a fost ușor. Noi avem premiu, iată. Două sticle de vin foarte bun, de la noi din Cotești, pe exemplu, ți-am dat tot vin. Super, din țara vinului, zona vinului. O să-ți le lăsăm aici să le reguși cu Florin într-o seară, într-o zi. Super, mirea de negruș, super. Florina, mulțumesc așa, din suflet, Pandora, cutia Pandorei, da. O să o deschid împreună cu Florin. Este o cramă de la noi, de la Cotești, foarte dragă, nouă și în care producem și vinuri foarte calitative, dar nu foarte mult cantitativ, deci mai mult pe calitate versus cantitate. Da? Apropo de treaba asta, câteva chestii de business. Eu personal te admir foarte tare din punct de vedere antreprenorial. Și nu ce bine, deja mă simt mai bine, m-am încălzit pe mine. Și vă admir pe voi și familia voastră, țin foarte mult la tot, dincolo de, să spunem așa, relațiile pe care le avem, ci cred că sentimentul meu este foarte multă lume din România și am văzut că a fost România te iubesc, au fost diverse emisiuni, știu că toată lumea îți acordă atenție și este foarte normal treaba asta, da? Ceva bine faci, este clar. Sunt foarte mulți care privesc în exterior și se întreabă, aș vrea și eu, nu la fel, știi că e chestia asta, dar nu neapărat de râcă, de bun, de pozitiv, de optimist. Acum, dacă vorbim strict din punct de vedere al business-ului, este important să nu aibă așteptări la profit în primii 5 ani, cum au mai nou tinerii. Asta îi sfătuiesc eu. Acum, dacă planul lor de afaceri e așa de bun încât se pot duce în arena leilor, îi invit. Dar, din punctul meu de vedere, domeniul ăsta este nișat. Și atunci nu poți să ai pretenții în primii 5 ani la profit, ci din contră trebuie să fii pregătit pentru niște cheltuieli mai mari decât ți le-ai trecut în planul tău de business. Asta e cu siguranță. În următorii 10, de după cei 5, dacă tu nu-ți reinvestești profitul în compania ta, în marketing, în produse noi, în fabrică, în producție, în ce faci, nu o să reziști foarte mult. Pentru că lucrurile merg o vreme bine și după aceea încep să nu mai meargă bine. Mi se întâmplă asta și nouă, pe diferite rețele, pe diferite nișe, pe diferite produse. Mi se întâmplă. Și atunci, dacă tu nu te reinventezi tot timpul, ceea ce înseamnă și o investiție de diferite naturi, uneori e de marketing, uneori este de hale noi, uneori este de produse noi, uneori este de a căuta clienți noi, abia după primii 15 ani ești poziționat cu adevărat pe piață. Acum voi aveți mai mult de 15 ani. Da, cam dar acolo suntem. Spune-mi tu, dacă în primii 15 ani te-ai simțit stăpân pe afacere și dacă ți s-a părut în primii 15 că merită să o duci mai departe, sau care a fost momentul în care ți s-a părut că merită să o duci mai departe? Mă dat așezant tot, dacă vrei. Dar subscriu ceea ce ai spus și o să dau imediat un răspuns pe care mi-l spun așa inopinat. Nepregătit cumva să mă întreb. Am văzut la viața mea foarte mulți tineri antreprenori cu foarte multe skill-uri și foarte talentați din punct de vedere antreprenorial, cu imaginație deosebită, cu zvâcul ăla, cu nebunia aia, dar care fac greșeala groaznică că după, nu știu, 2 ani de activitate și după un profit semidecent, să-l numesc așa, nu știu, să fac o investiție greșită, să-și ia mașină, dau exemplu. Prea este visul oricărui tânăr, ce am fost și știu cum e. Da? Treaba asta o subscriu. Da? Până acum 2 ani, ca să-ți răspund la întrebare, și uite că am și eu parte din echipă aici, am stat într-un apartament nerenovat, cu faianță dintre aia, după vremea lui Ceaușescu pe perete, îți dau cuvântul meu de onoare, Cristina este aici. Da? Fiecare leuț pe care l-am câștigat, am încercat să redirecționez. Acolo, evident, da? Făceam maxim un concediu pe an, maxim, și asta pentru copii, știi vorba aia. Da? Și sacrificiul ăsta, aproape nu a fost dus la extrem. Dar, da, dacă există o treabă, trebuie să duci banii acolo unde trebuie, ca să ți se întoarcă. Da, da, da. Tentația e mare, că în momentul în care îți vin niște bani, ce zici, bă, ce bun sunt, să-i cheltuim, zic. Avea Dumnezeu să-l ierte bunicul meu o vorbă. Să-i spun așa de băi tată, îmi spunea. Eu am fost crescut de bunici până la 7 ani și îi spuneam bunicului Dumnezeu să-l ierte tată. Și îmi spunea așa, băi tată, să cheltui poate toată lumea. Asta așa, ca și chestie să-ți răspund. Da. Deci răbdarea, perseverența, perseverență
și verificate cheltuielile la sânge, în primul rând ale tale, ca manager, pentru că atunci toți angajații de după tine vor fi atenți. Da, corect. Da, tatăl meu, de când lucrăm în firma asta, are prostul obicei că reciclează hârtiile. El printează pe hârtie care pe o parte deja e printată. De când îl cunosc eu. Exact. Băi, mai stai la montaj. Așa e, exemplu, ca să ne distrăm un pic unii de alții, ce să zicem. Mai tăiem la montaj. Nu mergem la alte substraturi, că domnul Mateș uneori zice, dar putem să reciclăm și hârtia igienică dacă vrem. O folosim pe două părți. Da. Adevărat e că nu știu dacă mi-aș educa neapărat copiii să facă sacrificiile care le-ai făcut tu și care le-au făcut părinții noștri și care le-am făcut noi. Pentru că la sfârșit familia a avut de suferit, că ai avut mai puține concedii, că ai avut puțin timp pentru ei, pentru că ai pus tot timpul munca ta, care nu a fost evaluată la adevărata evaluare în firma respectivă, că dacă o evaluai, trăgeai concluzia că puteai să angajezi doi oameni. Corect. Cam așa a fost și la noi. Da, părinții mei au avut prima perioadă până nu s-au apucat de business-ul ăsta și până nu au luat așa amploare, au avut o perioadă bună în care, fiind profesori, erau acasă la ora 1 și atunci noi nu am simțit ca și copii ceea ce cred că o să simtă copiii mei mai târziu dacă eu stau în fiecare zi la servici până la ora 6 și când ajung nu mai am energie pentru ei. Asta este ceea ce aș vrea să schimb în viitor în era stilul meu de management. Da. Era una din întrebări. Acum a venit la noi, nu știu, acum vreo câteva luni, pentru finanțare, mă rog, așa, un domn director de la o bancă din România cu care nu colaborăm și mi-a spus o chestie foarte interesantă, ți-o șervesc și ție și poate cineva are urechi sau audă, s-a vrut extrem de interesantă și m-a impactat, mi-a rezonat în ureche și știi, când ai discuția cu banca, încerci să fii mai protocolar și să îi ia așa o atitudine, o poziție frumoasă, să desenezi un tablou frumos. Nu neapărat ceea ce nu e, dar să-ți iasă frumos tablou, adică aproape de perfecțiune. Și ne descriam noi acolo și era discuția asta, mă rog, nu era mic, tablou unei firme, sunt niște cifre pentru balanță, dar mă rog. Pentru bancă, da, ăla e tablou. Cam asta e tablou. Dar trecând de chestiunea asta, îmi spune un domn director și spune așa, că discutam de planuri și apropo de ceea ce schimbă și spune. Spune, domnule, face așa, noi vrem să facem așa, de gând asta și păream sigur, că știam în capul meu ce am de făcut și zic, bine, că mai pot să părea schimbă și spune felul următor. 70% e sigur că ți-es lucrurile? Da! Da, mai bine de 70%. Dacă mă implic, cum să nu iasă? Ca să spun cum spune Ardelea, nu e foarte bine. Restul 30 se așează de la tu sine. Cam așa ceva. Foarte interesant. Nu iese plan de pământ de la început. Înțeles. Dar dacă ăla grosul 70%. Te ții de treabă, 30 vine de la sine. Da. Foarte adevărată treaba. Zi-mi cum s-a schimbat piața de apicultură. Piața de apicultură te referi după pandemie sau te referi în general ca și general, an apicol? Pentru că în România sunt ani apicoli. Ani buni, ani răi, producție bună, prețuri bune, invers de obicei. Producție bună, prețuri proaste, producție slabă, prețuri bune. Pentru apicultor mă refer la achiziția, asta e realitatea. Deci apicultorii din România sunt fericiți din punct de vedere financiar că nu prea fac miere, pentru că fac puțină și câștigă mai mult, pentru că asta e realitatea. Și când fac miere multă, din păcate sunt foarte dezamăgiți, când prețurile ajung foarte jos, cum s-a întâmplat acum la Salcom, fiind achiziția blocată deja de 3 luni, pentru că nu există contracte în afară în Europa la niciun preț pe sortimentul Salcâm. Noi ce am achiziționat în vară, am achiziționat strict pentru contractul care l-aveam deja cu Japonia și care este unul foarte dificil. Am avut o respingere de 50% din ce am achiziționat în vară, pe criterii care nu există toate la noi și care este foarte greu să-i le explici apicultorului. Vă dau un exemplu foarte simplu. La ei limita de acetamiprid este 10 ppb. În Europa, la mierea convențională vorbim, este 200 ppb. Sigur că apicultorul normal, își vede treaba lui, ce-i treaba lui, adică se încadrează în legislație, da, dar eu trebuie să o dau la clientul care are această condiție și atunci suntem mult mai stricți decât ar fi normal să fie. Plus de asta, ei au pretenții foarte, foarte mari la culoare și la gust. Acceptă doar
mierea care este foarte deschisă, nici nu-și imaginează apicultorii cât de deschisă, ei au niște standarde, culoare superioară, culoare A, culoare B, culoare C. Uh-huh. Vreau să vă spun că primele SAB, topul lor, aparatul de măsurat culoarea, nici cel de la Intertech, nici cel a nostru, nu vede zero culoarea. Deci e numai ce este zero culoare. Dacă deja este 3, la ei este culoare închisă. Pentru noi e superbă. Da, dar e hop și ochi, poate nu le funcționează aparatul la japonezi. Ei au în primul rând alt aparat care merge pe o altă scară de măsurare. Primul rând, dar merg foarte mult pe etaloane de culoare care le și transmit din 3 în 3 luni altele. Uh-huh. Și am constatat lucrând cu ei că într-adevăr mierea cât se învechește se închide la culoare. O nuanță foarte ușoară. Ți se pare că e nesesizabilă, dar dacă cu adevărat iei acest etalon odată la 6 luni, constați că s-a închis cu o nuanță foarte ușoară, dar care pentru ei este esențială. Uh-huh. Și dacă am trimis probe în august și mi le-au acceptat, înainte de încărcare am trimis din nou probele, am mai avut o rată de respingere de încă 20% pe miere care s-a închis la culoare, sunt la noi în depozit. Deci nu este ușor nicăieri. Mierea noi am cumpărat-o, am plătit-o. De multe ori apicultorii și imaginează că este foarte ușor să fii procesator. Nu este ușor. Nu este. Există niște riscuri. Bani la mijloc. Știu că se face un blending, adică un lot omogen, e ca la înmulțire. Cristina a zis că și cum se face, să intrăm în fabrică, dacă o să ne lase într-o zi. Și sunt trei apicultori, domnul Gheorghe, domnul Vasile și domnul Popescu, da? Și dacă doi apicultori au... Era bună, să mă contrazici, uh-huh, dacă uh-huh. nu am dreptate, da? Din toate punctele de vedere, și vine Nean Gheorghe, care din mare motiv, fără să știe, uh-huh. apicultorii români să știe că sunt foarte buni. Nu are mierea bună și nu știu, sau nu-i corespunde un parametru. Corespunde un parametru, dau noi, nu știu ce antibiotic, albine sau pesticide, pus, care nici măcar nu e vina lui. De, nu, albinele da. Nu da. Poți comanda prin intercomandă și un butoi dintre ăsta sau două butoaie poate să distrugă 20. Și înainte să faci blending-ul ăsta, tu trebuie să faci analize la fiecare bineînțeles. Apicultor, să vezi care corespunde. Pentru că, altminte, dacă tu faci blending înainte să determini punctele nasoale, strici tot lotul. Și mai bine strici da. Două butoaie sau, mă rog, refuzi două butoaie sau... Bine, refuz în general mult mai multă, dar problema este că cei din Japonia fac mai de a fi rapăr, în sensul că mi-analizează fiecare butoi al unui apicultor. A. Pentru că mi-au demonstrat că, într-adevăr, există situații în care mierea acelui așa apicultor, trei butoaie au trecut, două nu. Pentru că el când și-a extras-o, sigur că a vrut să-și umple butoiul, nu? Da, dar poate a fost la trei salcâmuri, în trei zone diferite. Exact. Da, are sens. Deci este cu mult mai dificil clientul în sine și abia după aceea poți să tragi din ea să spui dacă merită business-ul ăsta, dacă nu merită, ce faci cu mierea care ți-a rămas, ai unde să o desfaci. Să mă convingem și eu, să facem și noi, nu știu, lobby, cumva să crească consumul de miere la noi în țară. Bineînțeles. Asta e secretul. Bineînțeles că asta ar fi. Dar bineînțeles. Pentru Japonia și pentru țările care ea. Cred că bineînțeles. Se plătesc și oamenii, vorbesc de consumatorul final, pentru mierea noastră din România. Bineînțeles. Nu se pare asta. Aici aș lucra cel mai mult, la educația bineînțeles. Asta pe care tu zici că da, vrei bineînțeles. Să faci, cu care am început această discuție. Asta mi se pare de... Da, asta e de viitor, adică așa apicultorii și-ar putea vinde cel puțin o parte din producție singură în detail prin diferite rețele de desfacere sau chiar în piețe și restul doar surplusul lor să și-l dea la procesatori. Și procesatorii da. Se duc în market-uri sau în zone da. De rețele. Sau să facă export unde au cerere. Dar în prezent, într-adevăr, în România aproximativ 70% din marfă pleacă la extern și pentru că consumul din România este unul redus, dar nu numai din cauza aceasta, și pentru că consumatorii din România, să spunem 70% din ei, caută un produs ieftin la raft. Și în piețe caută un produs ieftin. Și noi lucrăm cu marile rețele și noi știm că multe rețele ne impun pe anumite mărci prețuri mici. Avem și noi produse de lux. Avem produse 100% origine România. Avem cupaje, UE, non-UE. Da. Adevărul este că produsele ieftine încă se vând cu 90% mai bine decât produsele scumpe, care au în spate altă calitate. Dacă sigur. Consumatorul înțelege asta, cu siguranță lucrurile se schimbă în timp, încetul cu încetul. Uite, noi cei de la Cotești o să promitem să punem numărul ăsta și poate prin ceea ce facem noi sau ceea ce o să facem, o să ajutăm un pic da. La asta. Asta este și scopul evenimentului nostru de la Blaj, Sărbătoarea Mierii. Da. Cum o să spun,
Nu sunt trebuie să-mi spui ce preferi dintre două. Okay. Și am terminat, pot să mergi. Super. Sunt sigură că ai super multă treabă. Vin sau bere? Vin, totdeauna. Comenzi online sau magazin fizic? Comenzi online pe viitor, momentan fizic. Rusia sau Ucraina? Ucraina am vizitat, am fost și la un târg. Rusia nu am vizitat-o niciodată. Nu știu dacă face parte din targetul meu, nici personal, nici ca și țintă de afaceri. Deci probabil Ucraina. Tom sau Jerry? Tom. Titanic sau Fast and Furious? Fast and Furious. Michael Jackson sau Justin Timberlake? Michael Jackson, e o legendă. Buffet suedez sau a la carte? Buffet suedez. Lale sau hortensie? Lalele. Rochie sau training? Rochie. Carne sau legume? Și. Nu pot să aleg, nu pot să aleg. Asta a fost tot. Mulțumesc și eu. Mulțumesc și eu. A fost o plăcere. Da, și pentru mine. Mulțumim. Simplu. Aveți întrebări frumoase, distractive, dar atingeți și punctele sensibile ale omului. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Cu drag.